Colaborez cu cei care organizează maratonul Tenin. Este un concurs de mountain bike într-o zi și de alergare off-road într-altă zi. Și mi-am zis să vorbesc cu cineva care e specializat în nutriție, să discutăm chestii generale despre greșelile pe care le fac sportivii amatori când, înainte de o cursă, în timpul cursei. Și chiar de aici aș vrea să începem. Care crezi tu că sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care se duc la concursurile sportive în ceea ce privește nutriția chiar înainte de cursă sau nu știu dacă... Bine, vorbim un pic de curse de anduranță, deci lungă durată, efort mare, nu vorbim de un cross de 3 km. Da, vorbim de curse, nu știu. Asta înseamnă consum energetic mare, solicitare mare și de aici și problemele inerente, care în principiu se reduc la insuficientă pregătire a depozitelor de energie pentru ceea ce urmează. Pentru că cu cât cursa e mai lungă, cu atât ne bazăm tot mai puțin pe rezervele energetice care se consumă în timp și mai mult pe ceea ce putem să avem la noi, să zicem, ca suplimente nutritive, ca produse care să ne dea energie. Din ce am văzut eu, ca să nu vorbim numai de teorie, la cursele lungi oamenii nu gândesc în termen de acumulare. Adică nu mulți înțeleg că trebuie să-ți faci o încărcare înainte, să ai câteva zile în care să-ți pregătești organismul pentru ceea ce urmează, acel carbo loading care contează, pentru că nu e tot una dacă pleci la într-un concurs care o să depășească 2 ore, dacă pleci cu depozitele de glicogen pline sau pleci oricum, adică ai avut și antrenamente înainte, nici nu ai mâncat cum trebuie și te trezești că la un moment dat energia ta scade și nu mai poți să dai randament. Nu înseamnă neapărat că te oprești, cazi epuizat, lovești zidul și alte lucruri de genul ăsta, care nu se întâmplă prea frecvent. Dar ajungi spre, după jumătatea cursei, să nu mai ai energie, să nu mai poți să tragi, să fii nevoit să reduci foarte mult intensitatea la care concurezi. Chiar dacă nu țintești podiumul, să spunem, dar nu e deloc plăcut să te trezești după, să spunem, 2 ore de efort, că nu mai ai puteri, că ești slăbit, că îți vine să te oprești și așa mai departe. Și asta presupune pregătirea anterioară, indiferent de nivelul. Ce, dacă poți să-mi explici ce înseamnă carbo loading? Carbo loading, practic, noi avem depozite de glicogen, cele care furnizează energia rapid disponibilă sub formă de glucoză, sunt polimeri de glucoză, acest glicogen, care se acumulează în structura musculară, în fibrele musculare și la nivel hepatic. Sunt principalele noastre depozite de glicogen, care acumulate sunt de ordinul a câteva sute de grame, deci nu contează foarte mult, pentru că, nu e bine spus, nu contează foarte mult, nu ne ajung foarte mult timp, se consumă rapid, mai ales dacă intensitatea efortului este crescută. Se spune că în jur de 2 ore putem să ne bazăm pe aceste depozite de glicogen. Nu se spune, s-au constatat prin studii. Acum, putem să avem depozitele de glicogen mai mult sau mai puțin pline, în funcție de ceea ce facem înainte. Noi le consumăm în timpul eforturilor. Dacă avem grijă ca aceste depozite să fie pline, prin consum efectiv de carbohidrați din alimentație, plecăm cu un avantaj față de cei din jur sau față de noi în situația în care nu avem această grijă. Depozitele de glicogen se formează efectiv prin consumul de carbohidrați alimentare. Poți să-mi dai exemple? Bineînțeles, alimentele clasice care știm că sunt surse bune de carbohidrați sunt în principal cerealele, toate derivatele lor, fructele, legumele și în mai mică măsură alimentele de origine animală. De exemplu, lactatele conțin lactoză, care este un glucid, un carbohidrat. În mult mai mică măsură găsim în carne, în ouă aproape deloc, deci acestea nu sunt surse bune. Pregătirea pentru o cursă înseamnă
în principiu, creșterea procentului de alimente bune, surse de carbohidrați, cu o perioadă înainte de... Cu cât timp? Cu 3 zile înainte de concurs este suficient să facem o încărcare cu carbohidrați. Asta înseamnă să, dacă, să zicem, în mod normal, avem undeva la jumătate din alimentația noastră carbohidrați, trecem undeva spre 60-70%. În termeni practici, pentru că de fapt asta ne interesează, o să mâncăm o cantitate mai mare de paste, care sunt clasice înainte de concurs, dar bineînțeles nu singura sursă, de asemenea orez, cereale de mic dejun, pâine, prăjituri de casă, dar și fructe. La cerealele de mic dejun intră și astea cu musli, cu fulgi de... Da, musli e o sursă bună pentru că de fapt e un amestec de semințe zdrobite cu fructe uscate, deci e o sursă chiar sănătoasă. Însă nu e chiar o problemă dacă vom consuma și cereale dulcite, pe care în principiu le blamăm că au cantitate mare de zahăr și nu ar trebui să le consumăm cu regularitate pentru că au mult zahăr ca atare. Însă înainte de o cursă este un compromis pe care îl putem face fără să ne afecteze niciun fel starea de sănătate. Dar în aceeași măsură și legumele sunt ok, adică putem să mâncăm fasole, mazăre, vorbim de leguminoase. Fasole verde? Fasole... Fasolea verde este ok, fasolea boabe este o sursă bună de proteine, de asemenea putem să o avem în alimentație, sursă bună de amidon alături de cartofi, alături de mazăre. De concurs nu riști să te ia durerile de burtă? Asta depinde foarte mult de toleranța individuală. Dacă știi că te balonezi de la fasole, poate nu o consumi. Adică sunt multe alte surse pe care poți să le alegi, dar pe de altă parte, cine poate să o mănânce, sursă bună și de carbohidrați, mai ales de carbohidrați complexi și de proteină. Dar e de preferat, cu cât ne apropiem mai mult de ziua concursului, să trecem pe surse mai ușor de digerat și mai ușor de eliminat, așa cum sunt pastele, așa cum este orezul, care nu lasă rezidu, nu produce tulburări digestive, deci mai ușor de tolerat și de digerat. Aș zice că masa ideală în preziua concursului și în seara concursului ar fi orezul. Mm-hmm. Pastele... Combinat cu ce poate fi? Poate fi combinat cu legume, poate fi combinat cu carne, dacă vrem un sos ușor, adică în principiu ne interesează mai curând să consumăm o cantitate mai mare de orez și o cantitate mai mică de carne, să spunem, sau de ciuperci și alimente bogate în proteine, ne interesează carbohidrații. Uh-huh. După concurs ne interesează invers, să aducem și carbohidrați, dar ne interesează proteina pentru refacere și atunci putem să creștem cantitatea de carne pe care o aducem. Deci, ca să revin la întrebarea inițială, principala greșeală pe care am identificat-o ar fi faptul că nu se pregătesc, nu acordă atenție alimentației în sensul de acumulare, de încărcare și asta le aduce un dezavantaj în timpul concursului, te trezești că nu mai ai suficientă energie. În ciuda faptului că poate iei la tine un gel, un baton, nu este același lucru ca atunci când ai depozite de glicogen bine umplute și organismul își extrage în ritmul în care are nevoie. Orice aduci pe gură necesită un proces de digestie, necesită până ajunge în sânge să fie utilizat, mai durează. Nu sunt de neglijat, bineînțeles, și sursele acestea. E bine să avem o strategie și pentru concurs, mai ales dacă se întinde peste 2 ore, să începem din timp să avem un aport de carbohidrați rapid digerabili. Ca să nu trecem direct la suplimente, putem să ne gândim întâi la fructe. La fructe, la atât crude, atât proaspete, cât și în formă uscată, adică stafide sau caise. Acum te refer la momentul în care te afli în cursă, da. Deci asta ar fi, am trecut ușor la partea asta, pentru că
vreau să spun că trebuie să avem grijă și dacă, mai ales dacă ne gândim la o cursă montană în care poate că o să parcurgi un traseu de 6 ore, nu aștept să simți slăbiciune, să simți sfârșeală și apoi începi să te alimente. Exact, să-ți aduci, să încerci să-ți menții un nivel optim al glucozei în sânge și să mai salvezi cât se poate din depozitele de glicogen, să-ți ajungă o perioadă mai lungă de timp. Aș vrea să te întreb dacă există efecte negative pe care le resimțim în momentul în care nu avem o strategie înainte de cursă cu 2-3 zile de carboloading, dacă există și după concurs probleme pe care le-am putea avea. Absolut. După concurs, cine a trecut prin asta știe, te simți sfârșit câteva zile, îți revii mult mai greu și mai mult de atât ești predispus la îmbolnăvire. Sistemul imunitar este dependent de, și de carbohidrați, sunt studii pe tema asta și s-a constatat că cei care concurează mai ales la nivel mare, adică fac efort de intensitate mare și nici nu au o alimentație foarte bine pusă la punct, au o rată mai mare a infecțiilor căilor respiratorii superioare. Răcelile după concursuri sunt păcătoase pentru că te scot din ritm și durează și mai mult. Dacă ești proactiv și te alimentezi cum trebuie, înainte, în timpul și după, riscurile sunt mai mici. S-a făcut, de exemplu, s-a studiat cantitatea de imunoglobulina salivară, și care este un marker bun al imunității. S-a constatat că este mai redus la cei care nu s-au alimentat cum trebuie și au făcut efort de intensitate mare. Deci asta e o dovadă a faptului că imunitatea este mai afectată în situația în care nu te alimentezi cum trebuie și faci și efort în același timp. Deci asta ar fi, după capacitatea de refacere a organismului este mai slabă. Bun, să zicem că dacă concurezi la nivel de amator, poate că nu e așa de important, îți iei o săptămână pauză, începi cu antrenamentul jurnal, dar dacă totuși ai un program competițional, nu poți să-ți permiți să fii leșinat două săptămâni și să nu poți face nimic. Și trebuie să fim atenți la regimul alimentar și după concurs, la anumite alimente, să ne ferim de unele sau? Nu neapărat ceva mult special față de o alimentație obișnuită în care avem multe alimente de care e bine să ne ferim, toate alimentele excesiv procesate sau gătite prost. Însă mai curând trebuie să fim atenți la ceea ce mâncăm, la aportul de proteine. După concurs devine necesar să creștem un pic cantitatea de proteină. Asta înseamnă să mâncăm ceva mai multe lactate sau ouă sau carne sau dacă pentru cei vegetariani să fie fasole, ciuperci, năut, soia pentru cei care mănâncă. Pentru că, de asemenea, structurile musculare, structura fibrei musculare este afectată după efort și după eforturi mari. Avem nevoie de o cantitate mai mare de proteină pentru refacere și, de asemenea, pentru susținerea sistemului imunitar. Și vreau să mă întreb dacă în timpul concursului există, ai observat că sportivii mai fac greșeli, iau prea puține sau prea multe geluri, care sunt? Gelurile nu sunt absolut obligatorii, deci nu trebuie să ne cramponăm foarte tare de utilizarea suplimentelor nutritive. Sunt utile, dar nu neapărat, nu se poate, să spune că nu se poate concura fără ele. Poți să ai fructe la tine, poți să ai biscuiți, poți să ai orice altceva. Prea mult nu îți afectează. Aceste geluri sunt pur și simplu un soi de gem, zaharul cu apă și cu alte adăosturi de vitamine, minerale, aminoacizi uneori. Prea puține, da, în ideea că dacă ajungi să faci efort mare și nu ți aduci suficientă energie, poți să plachezi la un moment dat. Vreau să punctez un pic că în efortul de lungă durată contează mult și intensitatea lui. Adică același traseu de maraton, unde îmi spune, dacă îl parcurgi la pas, poți să-l termini liniștit mâncând o banană la un moment dat și bând apă și eventual niște izotonic.
În schimb, dacă concurezi la nivel mare, adică chiar tragi, cât poți tu să ajungi să-ți faci un timp mai bun sau chiar tragi pentru podium, este necesar să ai o strategie de alimentație de care să te ții, adică să poți să îți administrezi periodic gelul, să spunem, pentru că mult mai rapid se duc depozitele de glicogen. Când concurezi la o intensitate redusă, deci practic mergi sau alergi ușor, ești încă în zona în care organismul consumă un mix de carbohidrați și lipide din depozite. Deci acolo reziști mult mai mult. Organismul încă este, nu este atât de solicitat din punct de vedere metabolic. În timp ce la intensitate mare, organismul aproape nu se atinge de grăsimi, nu are posibilitatea să facă lucrul ăsta și intră brutal în depozitele de carbohidrați și atunci trebuie să vii să suplimentezi. Și cu cât ești mai rachetă, cu atâta cu atât e mai important. Plus, atunci, aș spune că sunt mai importante suplimentele nutritive de genul acestor geluri sau băuturilor izotonice, pentru că sunt așa fel formulate încât să se absorbă rapid, să dea rapid energie, în timp ce atunci când consumi o banană sau biscuite sau orice altceva, procesul de digestie mai este lent. Mai lent, lucru care nu afectează un om care nu concurează efectiv, ci parcurge traseu, pentru că are timp suficient, în timp ce un sportiv bun. Și cum trebuie luate astea? Adică, nu știu, mi s-a întâmplat și mie să greșesc, să mă trezesc că încep să mă doară mușchii și atunci să fie prea târziu, prins la bicicletă mai ales. Da. Ești mereu cu mâna pe ghidon, mai ales pe traseele astea off-road, te ia cursa și uiți să bei, uiți să mănânci, uiți. Trebuie să-ți propui, adică așa cum îți monitorizezi, nu știu, spunem, timpii intermediari, să-ți propui ca la fiecare 20 de minute să iei un gel sau să mănânci jumătate de baton. Bineînțeles, hidratarea e principala grijă în cursele lungi. Dacă nu te hidratezi, cum e mai rău. Cum trebuie să te hidratezi? Adică, hidratarea pare simplu, dar... Pare simplu, într-adevăr. Mergem pe presupunerea că ai acces la lichide, fie de la organizator, fie ce ți-ai adus tu. În funcție de temperatura ambientală, de la, să spunem, jumătate de litru pe oră până la un litru sau mai mult, dacă este foarte cald, alternând apă cu băutură izotonică. Deci, practic, să fie și o sursă de electroliți. Asta ne interesează în al treilea rând, sau, mă rog, toate sunt importante, dar hidratarea, aș spune că e cea mai importantă. În cursele lungi și unde se transpiră multe electroliți, devin esențiali, pentru că prin transpirație, după ore întregi de efort, pierzi o cantitate mare de sodiu, potasiu, clor, magneziu, ceea ce duce de asemenea la efecte neplăcute, instalarea oboselii, crampe musculare, stare de slăbiciune și atunci nu e suficient. Deci nu e totul ține doar de energie și de carbohidrați, ci și de aceste oligoelemente absolut necesare producerii contracției musculare, producerii transmiterii influxului nervos. Deci ca să revin la întrebare, hidratarea începem de la început, practic, după primele 20 de minute, jumătate de oră, ar trebui să începem să consumăm 200 de mililitri, 300 de mililitri de lichid, bidon, paharul, toate astea sunt acolo pentru noi. După care, ușor, ușor, începem să introducem și sursele de energie, gelurile, batoanele. Asta la ce interval ar trebui? Tot la 20 de minute, la jumătate de oră, hai să zicem... Cum e mai indicat? Mai întâi să bei și după aia să... sau invers? Nu e neapărat o regulă, dar dacă ai băut un gel care este consistent și totdeauna trebuie să bei și apă ca să facilitezi absorpția lui. Invers, e posibil să aibă un efect advers, în sensul că el fiind mai concentrat, deci concentrația lui osmotică e mai mare și trage apa din intestine, adică în loc să fie el absorbit în sânge, trage apa în lumea intestinal. Și atunci te trezești cu probleme digestive și nu vrei chestia asta. Puneam întrebarea asta că, spre exemplu, la medicamente există anumite pastile care am înțeles că nu sunt recomandate să le dizolvi sau să le mesteci
Și trebuie să le ghiți pur și simplu, da, ca să se facă o absorpție. Asta da, pentru că există, unele dintre ele sunt distruse la, dacă intră în contact cu acidul clorhidric, cu sucul gastric, sunt distruse și atunci trebuie să ajungă integre în intestin. La aliment, deci practic suplimentele sunt alimente, ele se digeră. Carbohidrații au un timp de digestie în gură, deci de asta e bine chiar atunci când luăm un gel, să-l, poate să-l plimbăm un pic în gură, să ajungă și în, în contact cu saliva, se înghite, trece prin stomac și abia în duoden, în intestinul subțire, el practic se absorbe și se duce mai departe. Mai există bomboane, să spunem, geleuri pentru carbohidrați mai nou introduse și acestea sunt o alternativă la geluri. Se mestecă rapid, se înghit, se bea apă și mergi mai departe. Acum să zicem că dacă regula asta cu 20 de minute sau jumătate de oră nu-i bătută cu el, dacă cumva nu-ți permiți să faci atâtea pauze sau nu ai sursa la îndemână, e ok să mănânci un pic mai mult, să te hidratezi mai mult la o oră. Dacă ai stațiile de hidratare la interval de o oră, asta e, pe munte sau unde ești, e o altă alternativă. Doar să ai grijă să fie o cantitate mai mare. Dacă bei mai mult de jumătate de litru la stația de hidratare, dacă toată ora respectivă nu te-ai hidratat. Dacă ajungi să te deshidratezi, deci lași ore întregi fără deshidratare, e aproape sigur că o să-ți compromiți capacitatea de efort. Nu neapărat să cazi lat și să nu te mai ridici, dar nu o să mai poți să susții efortul la o intensitate optimă. Dacă începi să te apuce crampele și chestii, simptome de genul ăsta, mai ai o șansă să salvezi situația? Pe termen scurt? Depinde foarte mult. Dacă e vorba de deshidratare, poți să te oprești, să te hidratezi, să aștepți să lucrurile să revină la normal, deși... Cam în cât timp revin lucrurile la normal? Jumătate de oră, adică nu e... Dacă e o crampă trecătoare, poate că o iene, că nu neapărat deshidratare principală cauză a crampelor, dar dacă vorbim de deshidratare, dacă ai apucat să te deshidratezi, crampele mai... principală de la asta apar, nu? De la deshidratare? Nu e neapărat, nu e să știe sigur, încă există tot felul de presupuneri că ar putea să fie deshidratarea de vină, că ar putea să fie un dezechilibru electrolitic, de asta mulți iau magneziu, cu sau fără efect. Pur și simplu poate să fie o oboseală neuromusculară, adică pe circuitul respectiv efortul nu este bine suportat și atunci nu prea ai ce să faci decât să reduci intensitatea efortului, să nu forțezi atât de tare. Dar asta cu magneziu are o eficiență? Doar în situația în care... Dacă e înainte, spre exemplu. Sunt atâția care... Se acumulează sau pur și există simplu? Există în organism. Dacă există un deficit de magneziu care conduce la crampă, de asta zic că nu se știe exact dacă este produs de crampe produse sau nu de lipsa de magneziu. Dar dacă la tine, în mod particular, crampele se produc pentru că ai prea puțin magneziu, atunci o să-ți folosească, dar că nu-i degeaba. Că eu știu că am constatat, mai ales la concursurile de mountain bike, unde spre sfârșit aveam crampe în zona asta superioară. Când am început să iau magneziu, n-am mai avut probleme. Uite, ți-ai găsit... Păi, acum nu dau seama dacă asta e din cauza faptului că iau magneziu sau că m-am antrenat mai mult și că s-a obișnuit. Nimeni nu are de unde să știe treaba asta, pentru că ar trebui să te duci și să faci fără magneziu, să vezi dacă pățește loc. Dar mai bine, dacă ai constatat că te ajută, mai bine îl iei. Dar există anumite alimente care conțin și magneziu și care pot fi luat? Foarte multe alimente conțin magneziu. De exemplu, nucile, alunele, semințele sunt foarte bune surse de magneziu. Și poți să zici că preventiv o săptămână înainte încerci să mănânci mai multe alimente bogate în magneziu. Dar nu pot să zic că asta e neapărat o soluție care să îți... Poate, repet, nu este neapărat lipsa de magneziu sursa tuturor tipurilor de crampe. Cea mai importantă parte din nutriție. Poate să fie, de exemplu, o lipsă de B-uri, de vitamine din clasa B, care sunt trofice pentru sistemul nervos, poate să fie iarăși o problemă, o sursă de crampe. Și atunci, iarăși, e bine
fie să mănânci alimente bogate în B1, și aici toate alimentele de origine animală sunt bune surse de, de B1, fie să iei un complex de, de B1 o perioadă de timp când te pregătești pentru un concurs. Vreau să mă întreb dacă există, pentru cei care fac sport în mod regulat, dacă recomanzi un anume test în ceea ce privește, nu știu, cu starea de sănătate sau... Da, întotdeauna e bine să... Legat de nutriție, adică... Legat de nutriție, mă rog, analizele de sânge clasice sunt o sursă bună de informații pentru posibile deficiențe, mai ales dacă extindem bateria de teste, să-ți faci și un magneziu, și un calciu, un fier... Și asta poți fi reglate ulterior doar prin nutriție sau... Depinde foarte mult, adică dacă ai un calciu foarte scăzut, nu te bazezi doar pe alimentație, ci iei și un supliment nutritiv. Tocmai de asta e bine să vorbești cu un medic după ce ai ani, să nu te bazezi. Pentru că anumite sunt de situații în care trebuie să folosești medicație. Nu există, nu poți din alimentație. Ce teste ai recomanda sportivilor în general și la ce interval de timp? Aș recomanda un control medical general, făcut de, să zicem, medicul de familie e baza, dar mai bine un medic sportiv care să poate să să arunce și o privire și asupra capacității de efort. Să facă un electrocardiogram, eventual un test de efort EKG, asta la un interval de timp, să zicem, la 2 ani. Un EKG pe an ar fi bine să facem fiecare dintre noi ca să vedem cum stăm cu, cu inima. Consult general cardiorespirator, analize de sânge, începând cu cele uzuale pe care le putem face la medicul de familie și care ne pot da informații importante. De exemplu, dacă ai o anemie și anemia este o piedică în calea performanțelor. Până la teste mai complexe, cum ar fi un test de efort cardiorespirator, care îți dă o imagine mai complexă asupra capacităților organismului în timpul efortului.